Elevii școlii gimnaziale Sfântul Apostol Andrei din Mangali au declanșat o amplă acțiune caritabilă ce constă în confecționarea de mărțișoare și felicitări de 1 martie, pe care cei mici împreună cu părinții și cadrele didactice le vor vinde zilele acestea. Potrivit consilierului educațional al școlii Sfântul Apostol Andrei, Alina Nicolae, aceasta este o lecție de viață pentru copiii unității de învățământ. Anul acesta, fiecare clasă a pregătit câte un panou, în care expun felicitări, mărțișoare, mici daruri de primăvară, cu scopul de a le valorifica, iar fondurile obținute vor fi donate unui caz social din comuna Cumpăna. Cei mici s-au implicat activ în această activitate, lucrând cu răbdare și migală obiecte handmade pentru a veni în ajutorul celor aflați în necaz. Am pregătit o felicitare la care am lucrat 2 ore. Strângem bani pentru a salva un copil din Cumpăna. Să salvăm copii care sunt bolnavi și săraci. Ne-am pregătit cu felicitări, mărțișoare. Acestea vor fi vândute și banii care se vor strânge vor fi adunați pentru o fetiță. Școala Sfântul Andrei din Mangalia este prima unitate de învățământ în care a luat ființă această tradiție. Noi suntem prima școală care a înființat această tradiție și suntem foarte bucuroși că, iată, după atâția ani, parcă în amintirea fostului director, domnul profesor Mihai Covaci, acest obicei încă se păstrează foarte viu în inimile noastre ale tuturor. Obiectele puse la vânzare de mărțișor au fost lucrate de cei mici cu sprijinul părinților, dar și al bunicilor, aceștia păstrând tradiții vechi pe cale de dispariție. Suntem bucuroși că toate lucrările expuse sunt confecționate de către copii. Munca lor este foarte migăloasă și uneori au contribuit și bunicii și părinții. Toți banii strânși în cadrul evenimentului vor fi oferiți unei familii din Cumpăna, cărei fetiță suferă de o boală necruțătoare.